Стая кровь! Piața Palatului Culturii a fost neîncăpătoare pentru cei care iubesc opera. Motivul: închiderea stagiunii 2021-2022 a Ateneului Național din Iași. Simpli iubitori de frumos, personalități, autorități locale au recunoscut că Iașiul are nevoie de astfel de momente. Avem nevoie de muzică, avem nevoie de fericire, pentru că asta ne ajută și în partea de sănătate. Avem puterea să trecem peste lucrurile mai dificile. O seară absolut magică. Iașu are nevoie de asemenea personalități. Iașu are nevoie să aud aceste glase frumoase, acești tineri minunați. Eu, cântăreața Mioara Cortez, mă închin și mă aplec în fața acestui mare eveniment. Publicul ieșean a fost măgulit de ceea ce au transmis artiștii. Parcă am fi în Italia, parcă am fi la Scala, sunt niște tenori absolut minunați. A fost o seară de vis, îi iubim și îi mulțumim. Deosebit și mai vrem. Oamenii sunt doriți de muzică de calitate. Te-au transmis emoții. Și liber artist orchestra și maestru Eugen Doga, mulțumim tare mult! Mi-a făcut o plăcere deosebită, voci nemaipomenite, mult umor, spectacolul în sine cred că ne înalță, efectiv. În centrul atenției au fost cei trei tenori, Andreea Preotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermeșanu. Eu, sincer, îmi doresc să fie așa cum ar trebui să fie în Iași în fiecare weekend, să ne simțim bine, să ne bucurăm, să reușim să împărtășim această stare de bucurie și acești talanți pe care Doamne ne-i-a dat, să reușim să-i dăm mai departe. Am visat, cred că la asta, de când am început să cânt opera, la momentul ăsta, să cântăm în fața unui public atât de numeros și în formula asta de trei tenori. Nu am știut care va fi impactul la public, ori ce a fost în seara asta ne uimit și pe noi. Un pic emoționant, însă sunt emoții constructive și cred că energia pe care o vom primi în seara asta de la public va fi un catalizator, pentru că și noi dăruim cu toată inima și la rândul nostru ne așteptăm ca publicul să reacționeze frumos, pentru că aceasta este legătura tainică între artiști și între spectatori. Mii de aplauze a primit și soprana Ana Maria Donose. Este o onoare și o bucurie să cânt alături de cei trei tenori, cei trei prieteni mei, că ne leagă o prietenie de 19 ani. Merită Iașul asemenea concerte? Da, mai des. Mult mai des ar trebui să se dea câte un concert din ăsta. Cred că publicul este deschis. Invitații speciali au fost maestrul Eugen Doga și managerul Operei Naționale din București, cel care a fost dirijorul orchestrei Liber Artis Orchestra. Eu cunosc Iași desigur de mult timp, dar azi l-am redescoperit din cauza că aceste voci, acest trio de tenori, care îi cunoșteam parțial fiecare aparte, dar acum împreună am înțeles că este o valoare extraordinară. Ce pot să spun că a avut Iașul în seara asta mai mult decât am văzut în ultimii ani în București? A fost acest număr mare în public și această bucurie pe care ne-au transmis-o și nouă și ne-am transmis-o mai departe. Spectacolul de gală s-a încheiat cu un impresionant foc de artificii, dar și cu multe confetii.